Bubuie dietele, am văzut, cel puțin pe Instagram. Postează unii numai broccoli și la mine mănâncă la restaurant burger. Dar nu sunt eu în măsură să spun asta. Ce sunt? Ce, când vin cu amantele, îi părăsc la neveste? Nu. Dar e important. Aoleu. Nici asta n-am voie să spun. Suntem în perioada în care ne place să mai reglăm lucrurile la corpul nostru. Sonia Burtica a venit alături de noi pentru că avem o problemă reală în online. Se pare că mai multe colegi s-au uitat să vadă dacă i-a pus poze în costum de baie anul ăsta, ca să vedem și noi spre ce tindem, nu? Vrei să vezi ce dinți are în gură stomatologul tău? Dar nu, n-a pus pentru că n-a avut timp de premiile de la Cannes. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, tu când ai intrat în lumea asta și ai început să lucrezi pe diete, mai întâi ai lucrat pe tine, nu? Sau? Slavă Domnului, nu am avut nevoie. N-ai avut. Nu am avut nevoie. Și cum ai adunat primele cliente? Că știi cum e, tu ești o fată tânără, e normal să fii mai slabă, să n-ai probleme de greutate. Cum ai prins primele lucrări, primii clienți? N-a fost un moment exact, pentru că la mine totul a început din pasiune și este în continuare o pasiune. An la rând lucram, mă rog, nici acum nu simt neapărat că lucrez, dar să spunem, lucram pentru absolut toată lumea, fără niciun onorariu, pur și simplu din drag. Pe urmă am fost contactată de către o clinică de la noi din oraș, din Timișoara, pentru a colabora cu ei pe partea de nutriție, pentru că le plăcea foarte tare conceptul meu și modul meu de a lucra și practic acolo am început să am adevăratele paciente în adevăratul sens al cuvântului. Dar până atunci oricum... Deci ai câștigat încrederea practic pe gratis, cum ar veni. Uite, cum zice colegul meu din regie, nu pot să-l dau exemplu, că îl sună de la bord, ai fost ca un popă, la început pro bono și după aia poc Mercedes. Nu chiar, dar... Dar în curând. Ce premiu ai luat, dragă? Mi-a scris Andreuța aici în fișă să nu uiți să te întreb de premiu. Cine ți-a dat premiu și pentru ce? Anul acesta, pentru prima dată, România a fost selectată pentru Cannes și acolo pe covorul roșu de la Cannes am fost premiată pentru rezultatele mele și ale pacienților mei. Noi suntem o familie, practic, așa îmi place să spun. Asta simt, se creează o legătură superbă cu fiecare pacient. Stai, nu era de film la Cannes? Sunt mai multe evenimente, sunt mai multe gale, iar în acest an România a avut oportunitatea unică de a participa, iar pe partea de nutriție am reprezentat România, unde, după cum vedeți, am avut și am primit asta un premiu foarte frumos. Se strâng să dea premii pe... să mă înscriu și eu. Ok. Da, a fost o surpriză, nu mă așteptam. Surpriză, ți-ai luat rochea aia bună. Cum era surpriză, știai? Nu, a fost o surpriză această propunere pe care am avut-o. Păi, altfel, deja toate lucrurile au foarte bine stabilite. Domnul mic de statură, un pic libidinos, cine e? Asta a dat premiu, ceva de la o asociație. Este un actor. Actor. De la ei din Franța și a fost și el cu soția dânsului. Da, uite cum te-a luat, ai văzut, nici nu a ajuns să te pupe, l-am simțit imediat. Ce să facem? Hai să revenim la ale noastre, am punctat și treaba cu premiul. Deci practic asta s-a întâmplat la Cannes, am fost premiată pentru munca mea, pentru rezultatele mele și ale pacienților mei. Sunt recunoscătoare pentru asta și sunt fericită că munca noastră este apreciată. Am înțeles. Hai să mergem înapoi la ce ne arde. Știi că premiul nici nu ne slăbește. Să vedem pentru ce am primit premiul. Da. Prima dietă ar fi, bă, uite, dacă vrei să slăbești, tocăm premiul ăsta și mănânci doar asta un an de zile să vezi că slăbești. Dar nu asta este ideea, că nu de asta te-am chemat. Hai să mergem un pic la zona dietelor personalizate. Crezi că două doamne de vârste diferite ar putea să ia una de la cealaltă dieta pe modelul, băi, oricum am fost, uite ce mi-a dat să mănânc, îți dau pe WhatsApp exact ce am mâncat săptămâna asta, că la mine a prins. Crezi în treaba asta sau o consideră un principiu greșit?
sub nicio formă, pentru că eu lucrez individual pentru fiecare pacient în parte. În primul rând, noi suntem diferiți. Am, de exemplu, pacienți care sunt frați, surori, soț, soție. Fiecare are dieta lui proprie și personală. Este foarte important să înțelegi fiecare pacient. Noi suntem diferiți. Mie îmi place un anumit aliment, ție îți place un alt aliment. Avem diferite gusturi, dar avem și corpul nostru funcționează diferit. Și atunci nu are cum niciodată să funcționeze o dietă universal valabilă pentru toată lumea. Nu funcționează, repet, nici măcar acolo unde, nu știu, sunt grade de rudenie. Tocmai de aceea eu analizez fiecare pacient în parte și în decurs de săptămână vom trece cel puțin o dată prin toate categoriile alimentare. N-am să creez niciodată o dietă restrictivă care să te frustreze, pentru că nu voi putea urma. O să urmez probabil o săptămână, două, dar vei abandona la un moment dat, pentru că dacă nu mănânci, nu știu, diverse, bineînțeles că la un moment dat ai nevoie și nici nu este un slăbit sănătos să slăbești cu frustrări și cu restricții. Singura restricție în dietele pe care eu le concep sunt, de fapt, sucurile din comerț. Ok. Aceasta este... carbogazoase, exact. Care știm cu toții, a zis Cristi... Nu numai carbogazoase, sucurile din comerț până la urmă. Așa le-am denumit pe toate. Zi-mi dacă în perioada asta ai un, cum să zicem, pacient, caz... care îți provoacă bucurie când îl urmărești, nu știu, poate ai pe cineva care mai are rezultate fenomenale sau ți-e drag foarte mult să te uiți la omul ăsta. Pentru că orice profesor la urmă are elevul preferat, orice trainer are studentul preferat, ai pe cineva fără nume, nu trebuie să dăm nume. Da, nu, sincer n-aș putea să spun că mă bucur mai mult pentru un pacient decât pentru altul, pentru că, spre exemplu, o persoană care are 5 kg în plus, atunci când ajunge la greutatea dorită, satisfacția și fericirea este aceeași ca și pacientul care a slăbit 50 de kg. Bineînțeles că procesul este mult mai lung, dar atunci când ajungem la obiectivul dorit, satisfacția și fericirea și împlinirea pe care o am, atât eu cât și pacientul meu, sunt egale. Dar probabil ce aș putea să spun că mă bucură cel mai tare este la pacientele care după ce au slăbit un anumit număr de kilograme, poate deja au ajuns la greutatea dorită sau, nu știu, au trecut de prima jumătate și după mulți ani de încercări, din păcate eșuate, au reușit să rămână însărcinate fără niciun tratament, pentru că pur și simplu dezechilibrul era din cauza kilogramelor în plus. Este dovedit științific acest fapt, iar atunci când primesc astfel de vești, este o fericire care nu poate fi descrisă în cuvinte, pentru că deja vorbim despre mult mai mult decât doar de a ajunge la greutatea dorită, să ne simțim bine, să arătăm bine. Deci dacă ești mai fit, rămâi mai ușor gravidă? Da. Ok, păi dacă știam. Bun, mulțumim pe Sonia Burtico, găsiți cu ușurință online. Acum o să vedeți și poze cu premiu. Eu lansez challenge-ul ăsta, să vedem și ei pozele de la plajă până în august. Păi așa, pune cu premiu de la plajă. Ia premiul cu tine pe plajă. Bine. Să vedem cu cine ne luptăm. Mulțumim, mi-am dat seama de ce ți-au dat premiul, că tu ai textele astea tot timpul, nu supără pe nimeni, sunt ca textele de Miss Universe. Sunt calde, calme, nu deranjăm, nu dăm nume, totul trebuie să fie într-o armonie. Mi-aș plăcut să fiu așa la vârsta ta. N-am fost, uite unde am ajuns. Sărac și fără premii. Mulțumim!